Va bene, serve, sto capendo, va bene. Facciamo tam? Scontro se metto qui, non si... Per tanto dici che lo disgusto, non mi rapide, se fai ti... No. Ma quando lo metti, perché fai scelto molta rossa? Va bene, questa ma ci diamo un pixel. Lasciami un pixel, c'è qui. Se lo metti, lo sapponesco. Da, l'ha previsto, sì, che non hai fatto nimic. Se riesci da... Non sono stato pompa. No. Queste batterie. Atunci ar trebui să zic să ia și o baterie. Da, noi zic. Este dacă bateria aia stricată, îmi trebuie mie. Ok, zic să ți-o lasă ție. Eu vreau să pun ceva baterii de alea pe mașinuța lui Rocky. Dar nu cred că trebuie să schimb bateria. Eu cred că ceva nu o simțit bine pe liber sau ceva. Sau... Da, nu-mi dau seama. Poate că dacă se încarcă, știi că nu a mers, un monton a mers, n-a mers, n-a mers. Nu, deci de când n-ai mers cu ea și nu de acolo a fost, că te-a învârtit, am învârtit bine. Și astea e ale, te rog. Nu, nu-i bateria problema, stai liniștit. Na bine, ne auzim. Ne auzim! Pa! Du-te înainte că trebuie un pic să lasă să încăzească. Dar știi unde, nu? Acolo. Ulei și filtru și nu știu, poți să încerci cu chestia asta cu frâna ceva, să vezi, da. Nu știu, să o schimbi uleiul, să o... Da, da, o jos uleiul și plăcuțele, da? Da, să o aerisești cum trebuie. Da, da, da. Mai pun un regal, scăpând carolul. Da? Și pun un CBR-ul, CBR-ul șmecher, ca coda, rearul, tobele, grose, haine, altul mader, scărițe, funcuie, pere, plată. Mai estetic nu așa fac, e cu albat, mie nu-mi place. Ai, varianta aia KRT, nu știu ce, da, ceva gen? Da, gen, așa, ce, roțile negre, nu mi place. Na bun, ne auzim, pa! Eu până acum n-am cumpărat niciodată plăcuțe de frână pentru Kawasaki. Și acum vreo lună am fost la Intercars.
M-am apucat acolo să-mi caut pe calculator ce fel de plăcuțe are ăsta, pentru că vreau să le schimb, să nu mai am TRV-uri și să-mi pun Brembo. Și am văzut acolo scria set. Un set. Ah, un set. 2 milioane aproape un set. Ah, face sens, adică nu-s mai bune. Problema cea mare este că este un set pentru un etrier. Adică un set înseamnă jumate de roată, cum ar veni. Evident, ăsta are două etriere, deci 4 per parte, deci 8 în total. Cu alte cuvinte, două seturi. Și după ce am dus dimineața motorul, mă sună Sosa că, bă, dar tu nu ai aici toate plăcuțele. Cum n-am toate plăcuțele? Sunt 4 plăcuțe acolo. Câte trebuie? Nu trebuie 4, trebuie 8. No, boss man. Am zis, no, bine, păi comandă și apoi... Bravo, prietene. Mâine aici trebuie să vin pentru ITP. Încălzim și frânele, ocazie cu care. Ups. Merg să-mi fac ITP-ul, dar nu mai știu cum îl cheamă pe ăla și nu știu nici exact unde trebuie să ajung. Dar... să sperăm că o să găsesc. Bună ziua, nu vă supărați, aveți cumva de la 4 programat un motor? Dacă am programat? Dumneavoastră sunteți cu motorul sau? Un prieten de meu a vorbit cu cineva în zona asta și nu mai răspunde, adică nu, cred că... Erau ceva motor de la 4 jumate, cred că programat ieri erau... Din partea lui Mike, Mișu. Da, da. Da? Da, cred că... Da? Nu, bun, atunci eu... Da. Vin așa cu... Da? Bun.
duc să schimb plăcuțele, mi-au venit plăcuțele. Cealaltă jumătate a plăcuțelor. Viață grea. Și după aceea totul va fi bine. Cică. Lăsați și pe noi copii să merem. Mersi. Ce drăguți sunteți. Uite-l pe ăsta. Gigi pedală. S-a dat drumul, a umblat pe stradă. Mersi. Pam, 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 pam. Hai mă, hai mă, băieți. Băieții cu școala vieții. Hai să vedem. Dai și tu pe spate, te-am înțeles. Bine, dar lasă că... E bine și așa. Până se obișnuiește lumea cu semnalizarea, că nu e... Încă nu le iese. Încă nu le iese. Bine, n-o să le iasă niciodată. Nu vă stresați de asta. Cu semnalizatul n-o să se întâmple. Never, ever, 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 ever. Nu știu ce se întâmplă aici. Nu știu ce se întâmplă aici. Să stăm. Cluj-Pex. Întrebarea mea, ce caută tone de rabe și de tiruri și de... Tone de rabe și de tiruri. Zi-mi că mi-o oprești viziunea. Ai văzut ăstea aici cu pielea, cu ăsta, cu... Nu? Numai 3 zile lucrează. Acum n-au de lucru. Și... Nu lucrează numai 3 zile. Și chiar ieri au lucrat ultima dată, dar dacă vii... Luni, o să fie aici băiatul și consultați. Ce trebuie făcut? Că nu, totuși m-ar interesa, că dacă materialul ăla zici tu din ăla are, mie mi se pare care. Super ok ăla. Da. Am făcut și pentru motoare de motocross și de aia știu că are, că nu i-am adus materialul ăla. Aici la noi nu se poate găsi. În Ungaria. Și-o cumpărat el, nu știu, câteva metri.
ce are. E super fain cum arată ăla. Săraci japonez acum, dacă ar vedea că eu pun în Tokiko plăcuse pe Brembo. Dar Tokiko nu erau. Deci ăștia la unde am căutat eu, nu, n-am văzut Tokiko. Te-am văzut Brembo, TRV-uri, la Intercars. Brembo, TRV-uri și încă ceva, da? Nu știu, ceva nou name, nu știu, dar sau de care n-am auzit eu. Ce este original în, ce vine motocicletă din fabrică, ăla este super scump. Cam? Am auzit și eu. Vine și foarte mult și și prinde foarte bine, înțelegi? Aproape toate sunt așa. Da, mă, dar nu, ui mei. Nu știu ce. Nevoie de... Trebuie să-mi schimb frâna, să pun altceva. Toată chestia. Discurile sunt chiar ok. Păi discurile sunt ok, dar nu, zic pompa și cu asta. Să caut de la altă motocicletă, oare se potrivește de la altceva? Oare altul tot așa se comportă sau... Că se mai întâmplă că pompa și deci sistemul nu e 100%, deci debitul de la pompă nu e suficient pentru plăcuță, știi? Pentru etrier. Păi. Aia nu, nu știu, deci întotdeauna o pun, dar cade. Probabil că gaura s-a mărit. Sau clema ai dus un colț. Știi? Dar nici cum nu pot să fac să stai aici. Asta stă, că și ăsta a fost picat pe partea asta. Pe partea asta am observat mai mult că apare. Ce e acolo? Nu? Nu vrea? Nu, asta. Uite afară. Izolatorul. E ceva clemă pentru? Asta? Da. Să nu transmite codura la pistonașe. Ah. Înțelegi? Când e supraîncălzit. Cred că n-o să niciodată să mă uit după ce tragătură așa mai dură, cam cât e... Cât de cald e? Dacă e cald. Cald, fii sigur. Eu cred că e cald. Bine că se și răcește de la aer după aceea când trece, știi? Da, nu... se răcește, dar adică pui... când, mai ales când mergi sportiv, se încălzește super tare. Mă gândesc oare... Oare să fie de la... De la... Uite, vezi că astea nu... Eu nu am... Cum îi zice, de alea cu metal pe deasupra, cablurile alea. Care zici? Asta? Da. Asta e cu inserție de metal. E înăuntru? Da, da. E sigur? 100%. Asta nu e original. Astea au fost schimbate. Da, când ai, nu știu dacă original ce are, dar nu cred că are din ăla de caucus. Poate că spate, că ăla oricum este o opțiune de nimica. Dar când ai, de exemplu, cum are aia, da, ăla se întinde, când tragi de frână se moare, da, așa, că se lărgește, se întinde, da, se lărgește efectiv furtunul, dar ăsta nu, ăsta e de aia, se zice racing, că ăsta absolut nu face chestia aia, că se înmoiește frâna, tocmai din cauza asta, să fie cât mai controlat. Bă, deci ăla din Ungaria care a avut-o și-a vândut-o la șocatul ăla din, da, Zalo de la care am luat-o, da, eu. Da. Zen că eu găsim motorul ăsta, știi? Așa, la Robi? La Robi, știi? Da. Și ăla
o desfăcut-o, eu vopsit cadrul de căcat așa, eu schimbat evacuarea și eu pus toată asta a Crapovici, că e de aici, din motor, plecând, înțelegi, toată chestia. Foarte greu de schimbat filtrul de ulei, tocmai din cauza aia. No. Și ăsta are un ex-sub de ăla, pe, da, știi, o clapetă, exact, de aia. Ăla nu mai este. Nu mai e. Am văzut că mai este. Da, motorașul e acolo, dar el, când a scos toba, l-a lăsat pe el acolo, așa, știi, dângălind. Ce anume? Ex-upul ăla, știi? Da, sus motorașul, zici? Nu motorașul, că de la motoraș vin niște fire până la chestia aia, da. Ăla a lăsat cablul pe acolo, așa. Așa. Și ce-o mai făcut la ea? Nu mai știu ce-o făcut. Cred că i-o schimbat, vezi, astea, că nu-s... Astea nu-s normale, sunt aici o tăietură. Bun, mă rog, în fine. Și... O dat de câteva ori la cheie și firele alea, știi că fie, de fiecare dată ex-upul ăla face un check, știi, și se învârte o dată, nu știu ce. No. S-au îngâlmăcit cablurile pe acolo și dacă el nu face check-ul ăla, nu pornește. Știi? Nu știu dacă nu pornește. Nu pornește, că și fratele meu a avut la fel și nici la el nu pornește întotdeauna, știi? Adică nu, ala câteodată îți pornește. Ăla n-are nicio importanță cu pornitul. Ăla face un check, deschide și închide clapeta de la evacuare. Atâta face numai. Da, da. O să dai jos motorașul de acolo. Da, numai deci că dacă nu îi... Motorașul o să-ți arde becul de la F1. Da, exact. Așa era și la fratele meu. Dar dacă nu îi și el se învârte, înțelegi? Da. Adică deci el face chestia aia și un cablu dintre alea îi pe acolo și se agață și ăla face... Tu nu îți pornește. Și asta exact asta a făcut el aici. S-a rezolvat și cu plăcuțele. Trebuie să... Bă, nu-s rele plăcuțele astea? Bă, e cu totul și... Wow! Wow! Am frână! Băi, am frână! Băi, nebun! Nu se poate, mă, totuși. De ce prinde frâna asta? E normal? Să facem un mic test. Astea-s frânele acum noi, adică nu sunt încă rodate, uzate, date jos de pe el chestii. Wow! Mi se pare mult mai bine. Mult mai bine. Inclusiv cursa s-o... S-a scurtat. Deci... Ok. Nu vă luați TRV-uri? Luați-vă Brembo. Nu luați plăcuțe cu 40 de lei, luați plăcuțe cu 400 de lei. Eu nu știu dacă diferența e comparabilă între 400 și 40. Da, e mult mai bine. E că diferența de magnitudine, înțeleg. Da.
cred că e bine. Nu, parcă, na, prinde, adică... Mă, că trebuie să mă obișnuiesc un pic să nu fiu foarte... Pe alaltă, mi se pare că un pic trăgeam mai tare și atunci s-o obișnuit să trag... Deja nu mai e, nu, cursa e cu totul și cu totul altceva. Am frâne! Am frâne! Yes! Da. Un pic altă viață. Un pic altă viață. Totuși, cantitativ vorbind, nu cred că e diferența între 40 și 400, adică aceeași diferență în sensul ăsta. Dar... Dar... Sincer, nu-mi pare rău. Sigur că da. Dar într-o altă lume. Nu acum. Dacă scotea la și îmi futea un pumn. Mă opream brusc. Diru 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 diru. Salut crocodilu. Pac 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 pac. Pac 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 pac. Du-te 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 du-te. Săracu ăla. Ce fain, ei! Place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. What? Ce s-a întâmplat aici? Opa! Ce s-a întâmplat aici? What? Ce-ar făcut ăștia, fratele? Fratele meu Colghet!
într-un fel. Unde intri fără... Frătiuc! Unde intri? Frătiuc! Frățiuer! Frățiuer! Uite-l pe frățiuerul care știe jmenul! Ăsta-i frățiuerul, mă, adevărat! Nu te stresa, frățioare, că nu mă bag prin dreapta, nu. Nu te stresa, numai că o să mă duc în dreapta, dar nu mă bag prin dreapta, frățioare. Hello. Da. Am frâne, bă. Am frâne, mă. Îți dai seama? În sfârșit am și o frâne. Istoria acestui motor este în felul următor. El a fost adus de câte un amic de-a meu din Zalău, a fost adus din Ungaria. În Ungaria, ăla care l-a avut, nu înțeles ce e cu motorul ăsta. Și nu știu, în primul rând i-a schimbat seria de motor, adică nu mai are serie de Kawasaki, are o serie care nu are nicio legătură cu motocicletele de la Kawasaki. Nici cu ZX-10-urile, dar nici cu altceva. E așa, o serie, ori băgat ungurii niște numere și litere pe acolo. Și... Dar pe lângă asta, l-au înmatriculat ca fiind motocicletă de pistă. Și aparent motocicletele de pistă nu au roată de 190 pe spate, ca o roată de 180 pe spate. Evident, ăsta nu este motor de pistă. Dar ăla care l-a avut și care l-a înmatriculat și care au făcut o felul de chestii la el, credea că motocicleta asta e pe carburație, deci ca să înțelegem despre ce e vorba. Omul nu înțelegea nimic, a luat și el o motocicletă, a vrut să facă chestii cu ea pe pistă și a înmatriculat-o ca și când, bă, avem motor de pistă. Așa? Și evident, când s-o făcut transcrierea de acte pe România, s-a dus la omologat în Zalău și băieții din Zalău ce-au zis? A, păi ăsta e Kawasaki R. Adică nu producătoarele au reușit acum că s-o... Ăsta nu-i ZX-10-le R-ul normal, e R de ala, de pistă, cum ar veni. Și bineînțeles că eu acum nu mai am ce să fac, adică n-am ce, unde să mă duc. În primul rând nu are serie normală de Kawasaki, da, deși e înmatriculată, motocicleta e ok, toată lumea a recunoscut faptul că i-au schimbat seria. Dar au schimbat cu ceva serie care am impresia de că asta ar fi ceva mega racing șmecherie. Nu că nu e, adică nu că nu e puternică și... Adică să ne înțelegem, vorbim despre un motor care merge, nu stă.
Dar ideea e noi varianta efectivă de pistă, că este varianta de pistă care e un pic diferită decât asta. Da, bun. Atunci n-am cum să mă duc, deși am prieten la Reare și la, adică la, da, la Reare, la. Wow, wow. Că doar mi-a fost. Bă, n-are rost, nici n-are rost să te chinui, că e atât de multă umblătură, că nu ți se merită, știi? Mai bine te duci odată la 2 ani, dai 50 de lei la omulețul la care zicem noi și ai rezolvat cazul, în sensul că ăla o să-ți facă ca și când ai avea, că nu vreau să schimb cauciucurile de 190 de pe spate, pentru că nu mi se pare normal, că astea le zice Kawasaki, bă, prietene, ai 190 pe spate. Eu mă dau pe pistă, pe stradă, adică aici nu e pistă, știi? Zic că te bagi. Uite. Crețucu se dă cu motorul. Da. Nu mă dau pe pistă, nu facem figuri cu jetul aici. E un motor cu care mă simt bine, nu cu care fac figuri. Oricum nici n-aș face figuri, că nu sunt de ăla care face figuri. Da? Ca idee. Și atunci n-are niciun sens să mă mai stresez. N-are niciun sens să mă mai chinui. O să las așa, cu 180 în carte. Eu pun de 190 când trebuie să schimb. Și asta e. Și odată la 2 ani mă duc frumos. Dau 50 de lei în plus. Ce să pot să fac? Adică nici n-ai vrea să fac nimic, adică n-am ce să fac, adică de ce să fac? Până la urmă nu rezolv că aia sau că aia altă sau că... Mi-ar fi mai ușor, dar în același timp are sens să mă chinui? Cred că n-are. Deci am terminat și cu faza asta. Nu mă mai stresez, știu unde să merg. Ciao, pa. Probabil că dacă o să vreau să vând vreodată, o să fie o problemă și o să fie mai complicat. Dar sincer, eu nu, mie nu-mi place asta cu vândutul. E cum Adi Biker Boy, el vinde motor în fiecare an, îl cumpără, îl vinde, îl cumpără, îl vine, cumpără altul, vinde ăla. La el, el nu are un motor de la un an la altul. Și are 3 motoare, 4 motoare, Adventure, Honda, Yamaha, tot felul de chestii. Eu nu, eu nu sunt de ăla. O, dăm un motor, ăsta mi-e motorul, vreau să știu cum e, să mă obișnuiesc cu el, să fie, să-l am. Și nu vreau sub nicio formă să-l dau. Că n-are niciun rost, adică ce sens ar avea să-l dau? Până la urmă e un motor pe care nu o să-l folosesc, cred că niciodată, la capacitatea lui, cum ar veni. Dar adică nu. Da, dacă ar fi aici, dacă s-ar construi aici o pistă, știi? Poate că m-aș duce pe pistă, dar nu sunt eu destul de bun ca să... Știi? Să ajung la capătul lui Kawasaki ăsta. Deci nu cred că aș putea fi, știi? Da,
Da, m-aș da pe pistă. Normal că m-aș da dacă s-ar face aici o pistă, că eu n-am chef să mă duc până în pulă cu satelitul să mă dau pe pistă, știi? Nu, dacă s-ar face undeva aproape, da, m-aș duce să mă dau, știi? Un pic și eu să văd care e șmecheria. Dar în rest, ar fi degeaba, că nu... Nu sunt stare eu să mă duc așa. Ceea ce e normal, adică puii mei. Să mă duc pe pistă să știu că puii mei fac o greșeală și că dau cu el pe jos. Stai motorul meu, e singurul pe care l-am, nu vreau să-l fut. Bine, și așa se poate întâmpla, că iese unul de aceea și ceau pani, am pupat și ambele pula. Și motorul și ceau pa, și eu probabil, da? Sperând că nu o să se întâmple chestia asta. Eu să mă duc să-l pun în situații ciudate, parcă n-aș vrea. Parcă n-aș vrea. Da, frâna prinde foarte bine, deci... Numai că prinde aici, pe viteză relativ mică și... Asta e, adică momentul nu este chiar așa de mare. Normal că prinde cât de cât ok. Adică cumva ca să te simți confortabil că... Na. Da, în momentul în care mergi 250 și acolo se întâmplă o chestie și vrei să frânezi, like, really, problema mea este cursa acestui levier este prea mare. Și acolo am eu problemă. Deci cursa levierului este prea mare. A doua... Prinde, na, nu-i vorba, dar întotdeauna au prins. Mai mult sau mai puțin. Da? Aș fi vrut să se întâmple ceva cu cursul acestui levier și să nu mai fie... așa lungă, dar acum cred că e un pic totuși mai scurtă decât știu că era.